And the bride is here, and she's so pretty, and the groom. Oh, mom and dad is so cute. Gracie, let me see your dress. Oh, it's so pretty. Cel mai mare efort și muncă la viață.
Ea a știut să împletească credința cu fapta, a știut să împletească așteptarea cu nădejdea, dragostea cu rugăciunea, câteodată întristarea cu zâmbetul, câteodată bucurie cu nostalgia, dar peste toate astea, îndurarea lui Dumnezeu a făcut o familie binecuvântată din noi. Domnul să o binecuvânteze. Amin. Acum vreau să cântăm o cântare care este de fapt o rugăciune și vreau să o cânt împreună cu ea. Deci este și pentru Mărimea și Elisa în primul rând, dar pentru toată familia noastră.
întrebare, să vă ascultăm cuvintele pe legământ din Domnul. Aș dori astăzi, înaintea Domnului, înaintea familiilor, părinților voștri, să adresăm câteva întrebări care pecetulesc legământul căsătoriei voastre, veți răspunde la ele și vom rosti numele Domnului peste căsătoria voastră împreună. Denisa, din dragoste curată, te căsătorești astăzi cu Mani. Da. Ești hotărâtă să ții legământul acesta pentru tot restul vieții tale. Da. Este un dar timidității, însă lământul ei a avut un ecou puternic. Mani, am să trec partea cealaltă. Aș vrea să te întreb astăzi, alături de Denisa, auzind răspunsurile ei, dacă din dragoste curată te căsătorești cu Denisa. Da. Ești hotărât ca acest legământ al căsătoriei să-l duci pentru tot restul vieții tale. Da. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Vă invit să vă ridicați cu toată audiența în picioare, mini porăcelul ca și vom rosti cuvântul de rugăciune pentru Părinte Ceresc, astăzi înaintea Ta, în locul acesta, Doamne, unde mai multe căsătorii, Doamne, și mai mulți tineri și-au plecat genunchii, Doamne, și-au mai plecat încă doi genunchii, Denisa și Marie. Și, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, Te rugăm, fii prezent mai departe în viața lor. Știm că ai ascultat cuvintele de legământ pe care le-au rostit unul către celălalt, în auzul nostru al tuturor care suntem martori, dar cu mai mult accent în prezența Ta de Dumnezeu. Doamne, momentele acestea, mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru ei și, Doamne, rugăciunea mea vrea să vină înaintea Ta, Doamne, și să Te întrebe pe Tine, Doamne, pentru binecuvântarea lor, pentru tot restul vieții, așa cum și-au promis în legământ, Doamne. Te rog, fii cu ei pe drumul vieții, Doamne, și fiecare pas ajută-i, Doamne, să-l pornească și să-l ducă, Doamne Dumnezeule, împreună cu Tine, Doamne. Marin și Denisa, trebuie să vă spun și vouă că sunteți frumoși cu adevărat. Cineva mi-a reproșat că pe toți mi-i fac frumoși. Spuneți-mi dumneavoastră, ați văzut, mi-i ureți. Ca să-mi dați dreptul să spun lucrul ăsta. Frumusețea voastră stă în tinerețea voastră, în modul cum arătați chiar, în decența în care ați venit înaintea Domnului, dar frumusețea voastră continuă pe drumul vieții, prin tot ce sunteți și veți face. Astăzi Dumnezeu va binecuvânta și sunteți încredințați cu lucrul acesta, da? Bun, atunci, așa spune Scriptura și repet, ce Dumnezeu a pus împreună, omul să nu despartă. Și ce nu desparte omul, Dumnezeu păstrează în binecuvântarea Lui. Amin. Vreau să-L invit aici pe unchiul lui Marin, fratele Ion Dare, să rostească cuvântul de mulțumire în rugăciune pentru timpul pe care l-am petrecut aici și apoi vom merge în sala de mese să continuăm părtășirea. Tată bun, noi înaintea Ta suntem, Doamne, la această căsătorie, la această nuntă, Doamne, unde Tu ești prezent în locul acesta, Tu ai făcut partea Ta de lucru și ai binecuvântat, Doamne, tinerii aceștia, copiii aceștia, Doamne, pentru care noi suntem recunoscători Ție, Doamne, că părinții lor i-au crescut, i-au dus aici în casa de rugăciune, Doamne, și aici Tu ai revărsat binecuvântarea Ta peste ei. Îți mulțumim pentru aceasta. Mulțumim să vă ferice, Domnul să vă binecuvânteze și cu primul pas vă doresc drum bun în viață. Amin.
us, Vadim and Denisa. Before we begin to eat, I know that everybody waited to pray, so that's why we're going to go ahead. If I can invite everyone to stand up. I know. We have coffee. Nathan, you're in my way. What do you girls want? You want coffee? Yes. Oh my gosh. Make sure it's not too strong. I'm getting it from my parents. Mom, it comes out like this big. I know. Mom. And we honor you, Denisa. We thank the Lord that He gave Marin such a beautiful, amazing, especially godly wife like you. Thank you, Jesus. I want to see мой здесь самый-самый дорогой.
Iisus, că zați pe sima, papa mai rata. Iată sus, că zați pe sima, papa mai rata. What do you wish Marina Denisa? Happy life. Happy life? Happy life, lots of blessings. What do you wish Marina Denisa? A nice honeymoon. Oh! Lucas, what do you wish Marina Denisa? Money, I love it, they need it. Michael, what do you wish Marina Denisa? Blessed marriage. Blessed marriage, amen. What do you wish Denise and Marin? To have a happy life and for God to come into their hearts and bless them. Amen. That was beautiful. Ethan, what do you wish Marin and Denise? God bless them and protect them. Amen.